Știi Akhenator antrenorii din fotbal? Eu zic că da. Și cel mai ușor cred că o să-l ghicească pe Ionuț Chirilă. După aia, vei la Ioș, joci la Bănel. Bănel îți deviază aici. Joci la Mureșan. Mureșan, joci la Ciolacu. Ciolacu redublează pe Mureșan. Mureșan joacă în adâncime pentru Bănel care... Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Akhenator. N-am mai făcut de mult timp un videoclip cu Akhenator, așa că a venit timpul, frate. Așa că hai să începem direct în forță cu primul antrenor. Am scris aici frumos antrenor fotbal pe telefon. Și nu știu pe care să-l aleg, ești nebun? O să aleg unul greu. Bă, am scris antrenor fotbal și mi l-a dat pe Dan Petrescu. Ia uite-l. Să încep cu ăștia român sau să încep prima oară mai ușor? Hai că începem mai ușor, frate. O să începem cu Mourinho, că Mourinho bănuiesc că e cel mai cunoscut antrenor din lume. Așa că o să începem cu Mourinho, frate. Face caracterul tău în videoclipuri pe YouTube? Chiar m-aș uita la Mourinho dacă ar face videoclipuri pe YouTube, însă din păcate nu face. Cred că am apăsat ies din greșeală. Hai să dau un reset, că am dat cred că ies din greșeală. O luăm de la capăt. Face caracterul tău videoclipuri pe YouTube? Nu face, frate, nu face. E o persoană reală, desigur că e real. Mourinho e cea mai reală persoană din lume. Are mai mult de 35 de ani, clar are mai mult de 35 de ani, nu știu mai exact cât are. Pă bune că are 59 de ani Mourinho. Dacă n-aș știu că antrenează de atât de mult timp, aș fi zis că are undeva la 40 și ceva de ani. Nu mă așteptam să aibă 59. E român? Nu e român. Da, frate, e linkuit cu sportul, cu Manchester. Antrena la Manchester, așa că o să zicem probabil. Nu știu dacă are vreun cântec, habar n-am, vreo melodie, nu. Este din Latin America. Nu, frate, e portughez. O, uite că mi-a venit întrebarea asta cu portughez, desigur că e portughez. De unde să știu dacă e dreptat sau stânga, ce abar n-am. Nu știu, frate, de unde să știu. A jucat în Baywatch, pe ce treabă are? Ce treabă are Mourinho cu The Rock și cu Zac Efron? N-are nicio treabă Mourinho cu niciunul din ăștia. Așa că o să zicem că nu. Dacă poartă numărul 7. Nu, frate, nu, că mi-l dă pe Ronaldo. A fost caracterul tău antrenor? Da, frate, a fost antrenor și încă este. Este linkuit cu English Premier League? O să zicem că probabil nu. Chiar dacă am zis de Manchester, o să zicem că probabil nu. Că poate îmi dă un antrenor din Premier League. Nu este managerul unei naționale de fotbal. Nu antrenează nicio națională. Antrenează AS Roma în momentul de față, nu. A câștigat UEFA Champions League? Bănuiesc că a câștigat UEFA Champions League. Cred că are 100% UEFA Champions League. Yes? Da, mă, da, Jose Mourinho, uite-l, mă, uite-l. Mamă, cu clipul ăla epic când face el așa, mamă, e forță rău, e prea savage Mourinho, frate, uite cât de savage e. Deci n-ai cum, nu dai cu Mourinho. Felicitări, frate, Akhenator, l-ai ghicit. Așa că al doilea va fi Guardiola, frate, din nou vom alege un antrenor care este foarte ușor de ghicit. A fost născut în România? N-a fost născut în România, are mai mult de 35 de ani, nu știu câți ani are Guardiola, cred că tot așa undeva la 50 și ceva probabil. A jucat în UEFA Champions League, probabil că a jucat cu Barcelona în UEFA Champions League. E linkuit cu Manchester? Da, antrenează la Manchester City și cred că o să-l ghicească destul de repede pe ăsta, dar văd că se încarcă și cred că așa a rămas blocat. Dacă caracterul tău și pictează fața, pe cine stai mai? Carlos Dreams? Mamă, dar de ce merge așa greu, băieți? Mamă, ai mă, vărule, ai obosit? Nu e portughez. Habar n-am ce imagine, o să zic că nu. Nu știu ce naiba e gender band version of someone, însă nu e. E din Spania? Da, frate, da, e din Spania. Nu este un personaj din Cartoon Network. Există în viața reală. Nu e portar. Da, a fost antrenor. Ia uite bă că l-a ghicit, bă, l-a ghicit, bă, și pe Pep Guardiola, ia uite-l pe Pep Guardiola. Când antrena Bayern München, ești nebun, da bă, l-a ghicit și pe Pep Guardiola. Felicitări Akhenator, 2 din 2. O să mai încercăm să mai ghicim probabil 3 personaje sau ceva de genul. Și de data asta luăm un antrenor român, îl luăm pe Dan Petrescu. Da, locuiește în România, nu se bate, deși ar cam vrea să se bată cu arbitri și cu ăștia. Chiar dacă arbitrii țin mai mult cu ei, dar în fine. Nu este din Gravity Falls, din Ciudățeni, frate, cum se zice la noi, nu e din Ciudățeni. Da, este faimos din cauza fotbalului, are mai mult de 40 de ani, clar. Avea numărul 10 când juca, nu, nu cred că avea numărul 10, n-are un fundaj și lateral cum să aibă numărul 10. A fost vreodată arestat, nu? A jucat pentru Chelsea, da, gata, îl ghicește. În momentul de față nu e un fundaj pentru Chelsea, dar a fost. Așa că o să zicem că da. Da bă, l-a ghicit și pe Dan Petrescu, bă. L-a ghicit și pe Dan Petrescu. Ia uite ce freză nebună are Dan Petrescu. Ok, încă un personaj ghicit de către Akhenator. Pe ăsta l-a ghicit destul de repede. O să zicem că da, desigur. Mergem la următorul. Următorul va fi Mircea Lucescu, frate. E un fotbalist caracterul tău? Nu, a fost fotbalist. Are păr, e român, da. Da, e linkuit cu sportul, este linkuit cu fotbalul, nu a jucat în 1994, a fost antrenor, are mai mult de 50 de ani clar, nu este compozitor de muzică, are mai mult de 70, cred că are mai mult de 70, locuiește în California, nu, este în viață, da, deși când eram eu pe live-uri
venea un băiat și îmi zicea că a murit Mircea Lucescu, nu știu care era faza cu gluma aia, dar nu știu. Nu are barbă, nu e linkuit cu Iisus Hristos, nu știu de ce ar fi, nu e nici cu Manchester linkuit. Ia uite bă că l-a ghicit și pe Mircea Lucescu destul de repede. Mamă, ce repede l-a ghicit pe Mircea Lucescu. L-avem aici pe Mircea Lucescu cu Cupa UEFA, frate, când a câștigat în 2006-2007, nu mai știu când a câștigat. Știu doar că jucase parcă cu Werder Bremen sau ceva de genul. Clar, l-a ghicit și pe Mircea Lucescu. Hai să mergem la următor. Văd că le ghicește pe bandă rulantă Achinator. Hai să mergem cu un antrenor retras. Mergem cu Sir Alex Ferguson. Să vedem dacă îl ghicește pe Sir Alex Ferguson. Dacă are păr, bă, nu mai știu dacă are păr sau nu. Adică știu că l-are foarte rar, însă cred că are Sir Alex Ferguson păr, nu? Ia că îl căutăm acum. A, stai mă, care îl are chiar mai des decât mine, ești nebun. La 80 de ani îl are mai des decât mine, ești nebun. Nu știu dacă are 80, dar nu cred că e departe. O să zicem că da, are păr. E linkuit cu Manchester, da. Nu a câștigat gheata de aur. De fapt, cred că e balonul de aur, Golden Ball. E din Anglia, da, frate, e englez. E fundaș, nu? Are mai mult de 30 de ani, hă-hă! Hă-hă! Are mai mult de 40. Are tatuaje, din câte știu eu, nu? Poartă ochelari, da? A, păi îl ghicește de gata, direct. A câștigat UEFA Champions League? Da, a câștigat UEFA Champions League. Nu știu dacă are o piscină în spatele curții, habar n-am. Probabil nu. Da, a fost manager. Și l-a ghicit și pe Sir Alex Ferguson destul de repede. Mamă, dacă de repede ghicește, ești nebun. Voi ghicește prea repede, frate, o să zicem că da, 5 din 5 până acum. Hai că mai dăm unul mai greu, frate. Hai mă să vedem dacă îl ghicește pe Șumudică. Dacă îl ghicește pe Șumudică, e șmecher. Nu e jucător de fotbal, dar a fost în trecut. Nu e tuns la 0. Nu înregistrează videoclipuri în engleză. E român, da. E linkuit cu sportul, da. Este faimos din cauza fotbalului, da. Nu a jucat la Cupa Mondială din 1994. Este antrenor. Are părul alb, bă, da. Eu cred că mă aude, mă, frate, că și Șumudică are părul alb. Eu cred că mă aude Achinatorul ăsta, cred că mă spionează. Are mai mult de 70 de ani, nu are. Nu e copil, dar se comportă ca unul. E caracterul tău faimos pentru că spune lucruri stupide. Să zicem că da, câteodată. Nu stupide, dar amuzante, frate, amuzante. Nu a candidat, frate, ăsta era Gigi Becali dacă îl pune. Însura cu o femeie faimoasă, nu. Da, are părul alb. Nu e într-o formație rock. Într-un scandal, nu știu, probabil nu, habar n-am. Nu are un fiu faimos. Este linkuit cu culoarea roșu, nu? Locuiește în Grecia, nu știu unde antrenează acum. Locuiește că antrenează undeva în Arabia Saudită sau ceva de genul. Nu locuiește în Grecia. Dacă a jucat la Astra Giurgiu. Nu a jucat, dar a antrenat, așa că o să zicem că da. Uite bă că l-a ghicit, bă. Uite bă că l-a ghicit și pe Șumudică, ești nebun. Mamă, ce freză nebună avea Șumudică. Bine rău de tot l-a ghicit și pe Șumudică, nu cred. Și ultimul, frate, trebuie să fie Ionuț Chirilă. Deci ultimul trebuie să fie Ionuț Chirilă. Pe ăsta nu știu dacă îl ghicește, că nu prea îmi dă despre el nici ce echipe a antrenat, ești nebun, că nu prea antrenează. Omul antrenează un an și face pauză 3. E linkuit cu fotbalul, da, frate. Hai că direct pentru corpul lui e faimos, ești nebun. Hai că are corp de zeu are, dacă e. După 25 de întrebări, Achinator a venit cu răspunsul ăsta. Victor Pițurcă. Nu e Victor Pițurcă. Hai să continuăm. Am ajuns la 50 de întrebări și Achinator încă nu și-a dat seama cine era. Mi l-a dat pe Mircea Rednic acum. Nu e, frate, nu e. Nu continuăm. Ia, mi-a dat aici niște variante. Carlo Ancelotti, Angel Iordănescu, Ilie Balaș, Dan Petrescu, Marius Șumudică. Nici nu știu dacă e aici, frate, pe Achinator. Ia să vedem dacă e pe Achinator. Ionuț Chirilă, Romanian Football Coach. Ăsta era, frate. Ăsta era. Da, ăsta a fost clipul, pe Ionuț Chirilă nu l-a ghicit, așa că ai ce să faci, n-ai ce să faci. Dacă v-a plăcut clipul, lăsați un like, un subscribe, eu am fost Gianni, v-am pupat.